Fostul prim-ministru Vlad Filat pledează nevinovat în dosarul în care este învinuit de spălare de bani în proporții deosebit de mari și cere să fie achitat. Acesta și-a expus astăzi pledoaria în fața magistraților și a declarat că dacă nu îi se va face dreptate, nu exclude că va ajunge din nou la CEDO. La rândul lor, procurorii susțin că au suficiente probe care demonstrează vinovăția lui Filat. Fostul prim-ministru Vlad Filat pledează nevinovat în dosarul în care este învinuit de spălare de bani în proporții deosebit de mari și cere să fie achitat. Acesta și-a expus pledoaria în fața magistraților și a declarat că dacă nu îi se va face dreptate, nu exclude că va ajunge din nou la CEDO. La rândul lor, procurorii susțin că au suficiente probe care demonstrează vinovăția lui Filat. Pe parcursul a 5 ani cât a durat acest proces, noi am venit cu probe care demonstrează nevinovăția. Vom aștepta decizia pe care o va pronunța instanța de judecată și vom acționa în consecință. Potrivit procurorilor, în vara anului 2013, Vlad Filat ar fi încheiat un contract de asistență cu o companie de consultanță din Statele Unite. Totul s-a întâmplat în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 2014, iar serviciile erau prestate pentru Partidul Liberal Democrat din Moldova. Pentru serviciile contractate, el i-ar fi plătit companiei nerezidente aproape 13 milioane de lei. Transferurile erau efectuate periodic din conturile companiilor gestionate de un intermediar în care erau depozitate mijloace financiare și are obținute frauduloase de la Banca de Economii. Vlad Filat neagă toate aceste acuzații. Procurorii cer pentru Vlad Filat 7 ani de închisoare și solicită să fie încasat un prejudiciu de peste 12 milioane de lei contra valoarea sumei ce a constituit obiectul spălării banilor. Vlad Filat își va afla sentința pe acest dosar în data de 29 aprilie. Dosarul în care este învinuit a fost transmis în judecată în 2018, iar prima ședință a avut loc un an mai târziu. Pentru această infracțiune, legea prevede o pedeapsă cu închisoarea pe un termen de la 5 la 10 ani.